Atenție! Cei care au votat pe PDD-ul la alegerile din 9 decembrie, majoritatea dintre ei nu sunt electorat tipic. Nu este acel electorat captiv pe care primarii PSD, primarii PNL îi duc cu autobuzele, îi plimbă, le dau ciorbițe, le dau lemne, le dau ajutoare sociale. De ce? De ce? Pentru că în 99% dintre localitățile din România, pe PDD-ul nu are primari. Deci electoratul care ne-a trimis pe noi, gorjenii care m-au trimis pe mine în Parlament, nu sunt electorat tipic. Sunt oameni cu speranța de schimbare. Sunt oameni cu credința că a apărut o șansă de a asana, de a curăța clasa politică. Sunt oameni care vor să aibă locuri de muncă. Sunt oameni care vor să oprească jaful. Sunt oameni care nu-i mai vor pe ăștia, care au guvernat România. Și atenție, Brândușa Milea, sunt aproape un milion de suflete care au pus tampila. Deci nu pe vorbe, nu pe simpatii, bă, că suntem cu Dan Diaconescu. Nu, l-au susținut pe Dan Diaconescu 1 milion de oameni. Da? Oamenii ăștia suferă precum câinii dacă sunt trădați, pentru că ei n-au fost duși cu bună știință, fiind prostiți de PSD-știi care sunt primari sau de liberalii primari sau de oamenii lui Blaga. Nu! Ăștia s-au dus din credință, fără să aibă primar. S-au dus, a anins în majoritatea zonelor din România, în ziua aia a anins și a plouat. Ăștia au luat-o până viscol, până ninsoare, până ploaie, s-au dus și au pus tampila pe PDD. Înțelegi ce spun? Pe ăștia îi doare de 5 ori mai rău decât pe ăla care a stat, s-a dus cu autobuzul, a mâncat o ciorbiță și a luat o bericioaică. Înțelegi ce spun? Aici e drama.